biserică. Să-i mulțumim de zilele care au trecut de la începutul Sfântului Post și să rugăm să ne ajute să parcurgem și ce a rămas, fiecare după putința noastră, după crezul nostru, după ceea ce gândim că este folos și pentru noi, pentru cei ai noștri, pentru sufletele noastre. Mântuitorul Hristos a săturat peste 4.000 de oameni și mi-a plăcut ce a scrie Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu. Mântuitorul a exprimat cuvintele, îmi este milă de popor. Am stat, m-am gândit, oare când nu i-a fost milă de popor, Cel care a venit în lume, trimis de Dumnezeu Tatăl, pentru mântuirea noastră? Când oare dragostea sa dumnezeiască a fost oprită și nu s-a manifestat așa cum așteaptă și așteptăm și noi unii de la alții? După ce a săturat mulțimea, iată Mântuitorul pleacă cu ucenicii săi, ajung la vestirita și acolo este adus la el un om nevăzut. Nu știu dacă ați fost atenți, Mântuitorul nu-l vindecă pe loc, îl ia de mâine, îl scoate la marginea satului. Acolo se atinge de ochii săi, îl întreabă dacă vede și spune, da, văd că sunt niște oameni, dar parcă văd copaci. Se atinge a doua oară, îl vindecă, vede bine și spune, du-te. Vine la ucenicii săi, mers spre Cezarea lui Filip în satele de acolo și pe drum urma de mulțime și de ucenici, stă de vorbă cu ucenicii săi. Te pune o întrebare, nu prima dată. Cine zic oamenii că sunt eu? Și ucenicii încep să-i spună unei spune că ești eu apropizătorul, alții că este bine. Dar voi ce zice? Cine sunt? Și Petru, ca de obicei, el se ridică și vorbește în numele tuturor, tu ești Mesia. Și aici iar să fim atenți. Mântuitorul le spune, le dă ca o poruncă, să nu spuneți nimănui lucrul acesta. Și atunci, Evanghelia de astăzi, Mântuitorul începe să le vorbească despre faptul că vorbește o Ierusalim, el va te prind, va te jocori, va te respinit, și vine la el Petru, iubiți credincioși, Mântuitorul îi numește pe apostolul Sfânt odată prietenii lui. Vine Petru la Mântuitor ca la un prieten. Îl ia pe parte. Și spune Evanghelistul, îl dojenește pe Mântuitorul, adică cum să mor tu? Și atunci Mântuitorul se întoarce, privește spre ceilalți, spre el, și exprimă cuvintele aceia atât de aspre, fugi de la mine, Satan. Să știți, nu pe Petru numește, ci pe Cel care a lucrat și a căutat să lucreze prin Petru. Pentru că Satan a vrut să-l ispitească pe Petru, să meargă la Mântuitorul, să-l roage să nu pătrânească, crezând că va parte de la venirea lui în lume, sarcina care a primit-o de la Dumnezeu Tatăl. Și spune mai departe, Evanghelistul i-a luat pe ucenici și pe mulțime și a început să le vorbească. De data aceasta nu stă de vorbă numai cu ucenicii, și cu mulțimea. Pentru că scopul său dumnezeiesc era să îi învețe pe toți. Să le spune tuturor, să-i facă pe toți, să priceapă. Care este scopul meu? Și atunci Mântuitorul exprimă ce am ascultat în Evanghelia de astăzi. Cine vrea să urmeze este și atunci sa se vine după mine. Grele greu de înțeles. Și mai vorbește pe mai departe Mântuitorul că cine va vrea să-și mântuiască sufletul va pierde, dar cine își va pierde sufletul pentru el și pentru el va
Evanghelia salva mântuirea. Ce va da omul schimb pentru sufletul său? Ce îi folosește de când adună toată lumea și își pierde sufletul? E mai de preț sufletul de toată lumea. Iată aici câteva lucruri la care stăm să medităm. Cine vrea să urmeze mine să se lapă de deschid. Și noi, dacă a venit cineva acum așa, să ne lapă de tine, te-ai întrebat ce să fac? Și ei de atunci poate s-au întrebat, cum să mă lapă de tine? Eu am familie, am copii să-i cresc, am ce-am adunat pentru folosul nostru, cum să mă lapă? N-au înțeles, n-au vrut ori cumva să înțeleagă și apoi mai târziu vor înțelege că Mântuitor le explică. Lepădarea de sine nu se mează de lepădat de tot ce ai. Pentru că scopul tău ești aici, trimis de Dumnezeu, să ai familie, să ai copii, să-i crești, să-i vedești, să-i cumpărați, să-i îngrijești. A de lepădat de sine se mează de lepădat de cele rele au lepădat. Iubiți credincioși, un mincinos crede că nu poate lipă în minciună, viața nu este. Altă patimă care îl pune pe mine, pe tine, pe altul, în care aceste vieți, consider că nu poți trăi fără viață. Dacă ne întâlni undeva un strânțăroș și ai vrea să dai haine curate, va spune, nu lasă să spune el. Așa înțelege el. Dar Mântuitorul a specificat mai departe. Ce va folosi omului dacă va pierde sufletul, dacă va avea toată lumea? Ce-i va fi de folos? Iată de ce vine Evanghelia de astăzi și noi am scos acolo Sfânta Cruce. E duminica la Sfinte Cruci. Din calendarul nostru, cea de-a treia duminică din postul mare. Și v-am văzut tot timpul și vă văd când zicem, Doamne ajută, facem semnul Sfinte Cruci. Când te scot dimineața, dacă îți dai seama că tu crezi în ceva, te uiți poate pe fereastră și zici, Doamne, îți mulțumesc că m-am ridicat din față. Îți speri în față, te roși. Mergi la masă, faci semnul Sfinte Cruci. Spuneți-mi dumneavoastră, ce mai mult decât Sfânta Cruce facem noi într-o zi? V-aș întreba de câte ori ați făcut semnul Sfânta Cruce asta. Și mi-ați putea răspunde, n-am putea trăi fără semnul Sfânta Cruce. Pentru că e crucea, ia lui Hristos. Și trebuie să reținem ceva. Dacă nu murea Mântuitorul pe cruce, crucea rămânea tot un semn de ocar, ca până atunci. Prin moartea asta, prin sângele care a pus pe cruce, a transformat un semn de biruință, crucii tale nebine Hristoasă și Sfântă Mirea ta o cestim și-o pentru. Vreau să vă spun ceva mamele și mi-ar fi plăcut să fie tinere mame. Măicuțele noastre, când am fășat la sfârșit, mă amintesc că era mai copil și am văzut, fășa copilașul și la urmă făcea semnul cruce peste el, crește-l mare. Mă amintesc că în prima mea parodie, mergând prin sat, am intrat într-o casă unde erau legănuți. Nu erau cărucioare. Și acolo era cel mic. Și m-a întrebat bunica sau mama, oare părinte a făcut bine că i-am așezat la perină o iconiță? Semnul crucii. Aș merge pe stradă acum și m-aș uita în cărucioarele copilor mici dacă au acolo o iconiță sau o cruce. Astăzi se bucură că nașa Duhului, așa de frumoase, cercei, de aur. La mânuță mamele noastre lega un semn și căuta o cruciuliță mică să fie acolo să apă. Pentru că au învățat ceva, crucea este ceea care ne ajută, ne mântuie, ne ferește rele. Sfântul Ieronim avea pe cel să stea la cruce, să citească și să scrie. Și am întrebat într-o zi cei care mi-le dece. El zâmbind a răspuns, e pomul care dea cea mai frumoasă umbră și odihnitor. E pomul care dă cele mai fructoase fructe pentru a-mi hrăni sufletul meu. E crucea lui Hristos. Nu mă voi depărtea de ea niciodată. Și acum sunt timp. Ce avem astăzi, ce am avut astăzi? Am citit într-o carte că în 1910, la tribunal, a fost adus un tânăr care a omorât o femeie, se ia doi lei.
s-au adunat toți acolo și avocatul lui la un moment dat s-a ridicat și a spus: mie mi s-a ținut ușoară. Pacientul meu, omul meu, a recunoscut că a făcut fapt. Dar vă întreb, ce-am făcut pentru tânărul ăsta până astăzi? El pentru prima dată vede crucea. Acasă nu e când are părinți și astăzi sunt destui. La școală nu e când o punem, pe drum nu mai sunt așezate crucele. Și atunci de ce se-l condamnă? Astăzi a văzut, a recunoscut. Iubiți credincioși, venim astăzi. Avem atâtea cruci pe turele bisericii noastre de aici. Avem cruci la jurătii de drum, avem crucile pe băncile, în catedre, la școală, la tribunal. Și totuși, iată, tânărul de astăzi omoară ca atunci. Poate nu pentru doile, pentru mai mulți, pentru ură. Iată, soțul de astăzi și omoară soția, nu ca atunci, ca astăzi. Iată, soția și omoară soțul. Iată ce se întâmplă. Că nu e înțeleasă crucea. Crucea o primim, o facem, zicem, nu știu dacă înțelegem ce trebuie. Că, repet, dacă nu murea Hristos pe cruce, rămânea ca semn de ocară în astăzi și nu mai era ce fost. De aceea aș îndemna și v-aș îndemna să nu ne despărțim de cruce. Nici postul nu-l vom putea parcurge dacă nu l-o vom ruga pe Dumnezeu și vom zice: Doamne, ajută! Nici orice lucru pe care îl faci. Sigur că timpurile nu sunt cele care au fost când a fost de copii. Nu mai e omul cu plugul, e omul cu tractorul. În loc de 10 pluguri trase cu cai, un tractor face tractor. M-aș întreba oare cel care lucră pe tractor face semnul crucii și zice: Doamne, ajută! Și zice: oare Doamne, ne recoltă să avem ce lucra? Iată, e o sece. Și vorbeam cu oamenii, e mare pericol. Dar îți zice, Doamne, dă-ne apă să ne sature pământul, să crească cele necesare pentru copiii noștri, pentru noi, pentru vitele noastre, sau înjurăm, sau blestemăm. Și mi-am părut foarte rău că mie îmi place să mult. Învăț din fiecare parte. Am auzit într-o zi o cântăreață care cântecul e frumos, de altfel, cu melodie. Vorbea despre soțul ei, cât e, cum, ce face. Și la urmă mi-a părut ca să ceva un cântare să-l bată Dumnezeu. De ce le tem aceste se aude și alții? Să-l bată Dumnezeu. Dumnezeu știe că fiecare în parte ce face. Ne știe păcatele noastre, ne știe greșelile noastre. În loc să zică, să-l ierte Dumnezeu. Câte mame, 3-4 copii au spus: nu m-am dus de la el, că am avut copii. Au răbdat. Nu trebuie să răbdă. Dacă tu ești prost sau faci să răbde, înseamnă că tu nu ești netemător de Dumnezeu. Tu nu faci semnul și te duci. Tu nu zici: Doamne, ajută! Nu zici: Doamne, ferește copilul așa. Iată de ce această zi de astăzi, această învățătură pe care îl dă Evanghelia de astăzi, trebuie să le fie pentru noi. Mamelor, dar din ce în ce mai puțin? Nu vă feriți alegat la mâncuță o cuciunițe, ai așeza în pătruțul lui Ecoriță. Nu vă feriți al binecuvânta și a cere de la Dumnezeu să crească mare. Și nu vă feriți ai cere, dă-i Doamne, din la mare, să știe să mă respecte pentru ceea ce fac. V-am mai spus de altă dată și spun mereu, mă gândesc de cântăreața aceea de pe la Mureș, care a murit, când cântau o cântare cu mama, nu mă apăt la mami și găsea niște. Gândiți-vă când am fost mici, cât de cu drag mergeam la maicuța, cât de cu drag ne ținea la pep, nu ne dădea cremuș, nu ne dădea atâtea bunătăți, ne dădea poate o bucată de pâine, cei pătriștiți a fost după război, dar ne-am bucurat că era din mâna mamei. Și atunci tu, în loc să-i dai și cu mâna de ajutor la bătrânețe, o uiți, a murit la azil după 7 ani, a murit dincolo, nu a fost cercetată, anum, pentru că n-ai știut să faci semnul cruce să zici: Doamne, ajută-ne! Iubiți credincioși, cu aceste gânduri am venit când mi-a spus Părintele Cristian Sibiu astăzi și rog pe Dumnezeu, Sfântul și prea puternicul, să ne dea și nouă, după cuvântul Mântuitorul Iisus Hristos, cine se va lepăda de mine și eu se va lapă de El și cine va vorbi înaintea oameni,
să vorbim cu cuvinte frumoase de Dumnezeu, să rugăm de Dumnezeu. Și când am auzit pe cealaltă cruce sfântă părăsită, când a scris o dorză, era greu. Și iar mă întorc ceva. Când am ajuns de acasă, la internate, părinții ne-au spus, nu-i voi să vă rugați. Trageți țolul peste cap seara și te roagă acolo liniște. Acum nu trebuie să mai trasă de demadă. Avem posibilitate, avem drepturi, dar nu ne rugăm cum trebuie și cât trebuie. Și venind dimineață de acolo, mă uitam cât smereau acolo la oșuși. Vai că-s copii de mână duși de părinți. Și mă întreb, ce învață copilul acela toată ziua? Ce au de vorbit? Sau că blestemă, sau că înjură, sau că face ceva. În loc să vine cu el la Sfânta Biserică. Să stea aici 10 minute, o jumătate, îl duce acolo. De multe ori am văzut și în plic erau duși copii acolo. Și când vin la biserică se întreb, cum va să îngheți? Părinte, e cald apă la botez? Dar acolo nu știu ce-i cald. Da, 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 da. Și atunci ne mirăm că nouă, atunci ne mirăm că sunt atâtea neajunși, atunci ne mirăm că n-au cei mari ai noștri minte în cap să facă bine pentru popor, pentru că nu se știm ruga lui Dumnezeu să le dea minte, ci se roagă Dumnezeu să le dea bani și casă și mașină. Iubiți credincioși, suntem în postul Sfintelor Paști. Postiți cum puteți, nu vă lăutați. Și așa ne vede Dumnezeu. Mâncați ce aveți. Nu căutați să faceți mai mult decât puteți. Dar, aș îndemna, să ne rugăm mai mult, să cerem iertare și pentru dușman, să cerem iertare păcatelor părinților care stricați în această viață, să cerem de la Dumnezeu creștere ușoară și frumoase copiilor, nepoților și strănepoților noștri și să cerem de la Dumnezeu să dea pace și bună înmulire între popoare. Dumnezeu să ne ajute.